Bună ziua tuturor! Bună ziua. Începem cea de-a 10-a întâlnire a noastră sub titulatura generică de Zilele Rezistenței la Sâmbăta de Sus, o continuare a ceea ce Ion Gavrilă a stabilit în 1995 la Sfințirea Crucii, ca în fiecare sfârșit de săptămână de Sfântul Ilie sau după Sfântul Ilie să ne întâlnim aici la mănăstire toți cei pentru care lupta și jertfa atâtor mii de români înseamnă încă ceva, pentru toți cei care i-am iubit pe acești oameni în măsura în care i-am cunoscut, le-am prețuit activitatea, le-am prețuit suferințele, le-am prețuit eroismul pentru neam și pentru țară. Începem cu o scurtă rugăciune. Dacă e un preot în sală, nu e nimeni. Dacă nu, rog pe Florin Dobrescu să rostească o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca a Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă propun să ținem un moment de reculegere și să ne gândim câteva clipe la cei care au căzut în rezistența armată anticomunistă în timpul celor 45 de ani de dictatură comunistă, la toți cei care au sfârșit în munți, în păduri, în lagăre și în închisori, luptând pentru libertatea și demnitatea neamului românesc. Și să închinăm câteva momente amintirii celor care până anul trecut au fost în fiecare an alături de noi și care în ultimul timp ne-au părăsit, și mă refer în special la bădia Petre Petre, plecat de puțină vreme către camarazii săi din cer, la domnul doctor Corneliu Boiangiu, și nu în ultimul rând la cea care a sprijinit rezistența anticomunistă și și-a asumat în anii negri ai dictaturii riscuri uriașe și care de curând ne-a părăsit, distinsa Puica Buhoci, soția domnului profesor Radu Ciuceanu. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Dumnezeu să-i odihnească. Mulțumim! Acum vă vorbeam, nu? Două minute. Am o mică prezentare a activității fundației de 5 minute și după aceea sunteți dumneavoastră. Luați încă loc, domn profesor, și începem. Rog pe cei care sunt bine, pe margine, intrați, vă rog, intrați în sală. Și ocupați intrați locuri. Și ocupați locurile. Bine, bine, veniți pe acolo. Haideți. Da, vor să treacă. Puteați trece oricum, nu contează. Mulțumim celor care sunt și acesta prezent la întâlnirea noastră. Am intitulat, pentru că este o ediție aniversară, sunt 10 ani de Zilele Rezistenței, 75 de ani de rezistență națională, pentru a permite celor care ne vor vorbi astăzi să ne dea o sinteză, să ne dea o imagine mai generală a ceea ce a însemnat în istoria neamului românesc lupta de rezistență. Asupra transformărilor pe care societatea românească le-a suferit în bine, dar din păcate mai ales în rău,
în ultimii 75 de ani și asupra sensului și rostului luptei celor pe care i-am pomenit și pentru care ne-am rugat. Fundația Ion Gavrilo Ogoranu continuă activitățile anuale de a menține treaz interesul societății românești pentru lupta și jertfa celor care au luptat în rezistența națională. În acest sens, în cursul anului care a trecut, am continuat să fim prezenți la principalele comemorări în locurile importante de suferință și de jertfă, la închisoarea Iud de Ziua Crucii, în fiecare 14 septembrie am fost prezenți, la Predeal, pe 22 septembrie, la Jilava, la sfârșitul lunii octombrie, unde comemorăm jertfa celor care au fost parașutați de către țările NATO ca fiind trimiși pentru a organiza și a ajuta rezistența din munții României și care au sfârșit tragic în fața plutonului de execuție. La Tâncăbești, de fiecare dată de 29 noiembrie, unde comemorăm o situație tristă a uciderii a 14 oameni de către un regim criminal în anul 1938, în frunte cu capitanul Corneliu Codreanu. Am fost la 1 decembrie, unde am sărbătorit 100 de ani de Românie Mare, unde am sărbătorit centenarul statului național român cu drag, pentru că de la acel moment ne-am definit ca neam în teritoriile unui singur stat și pentru evoluția românească a fost un moment important pe care a meritat să-l sărbătorim. Am continuat prin a organiza în diverse orașe din țară comemorări, cum a fost la Brașov pentru cei care au fost sau jertfit în închisori Nae Purcărea, Traian Trifan și Mija. Doctorul Mija. Am participat cu câteva sute de copii la acțiuni educative, prezentându-le lupta de rezistență și suferințele celor închiși, mai ales la închisoarea Jilava, prin grija deosebită a lui Florin Dobrescu. Astfel încât, ca în fiecare an, prin ajutorul neprețuit pe care mulți care au dorit să se încadreze ca ogorani în fundația noastră și au sprijinit prin prezență și prin subvenție financiară activitatea fundației, am reușit să ne continuăm activitatea, am reușit să fim prezenți atât în social media, cum se spune, deci pe rețelele de socializare, cât și pe cât posibil în presa vremii. Sigur, pentru toți, evenimentul important al fiecărui an, evenimentul de bază, este participarea la această întrunire de comemorare a eroilor luptei de rezistență la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Și suntem fericiți să avem printre noi oaspeți de vază care ne onorează cu prezența lor și de la care sperăm să primim informații noi și interesante, o viziune despre ce înseamnă ce a fost și ce rost a avut toată acțiunea de rezistență națională, tot ce s-a opus regimului criminal comunist, tot ce a însemnat sacrificiul a sute, a mii, a zeci de mii de oameni în lagăre, în închisori, în munți, în păduri.
Tot ce s-a scris, pentru că s-a scris mult, dar din păcate se citește puțin despre această luptă de rezistență. Pentru că am primit înainte acestei manifestări o serie de întrebări, repetăm, noi nu facem invitații pentru nimeni pentru a participa. Cei de față știu, ceilalți pot afla din ceea ce noi prezentăm că facem. Nu invităm pe nimeni, dar suntem bucuroși de fiecare dintre dumneavoastră care participă, care ne ajută, care se roagă pentru cei care au luptat, care se gândește și care consideră și reconsideră trecutul de luptă și jertfă acestor oameni. Mulțumim tuturor care ne sprijină cu prezența, care ne sprijină cu materiale, care ne sprijină prin ce scriu, prin ce gândesc, prin ce vorbesc. Cum am spus și de celelalte ori când ne-am întâlnit, chemați oamenii să vină la Sâmbăta de Sus de Sfântul Ilie. Pentru că este o ocazie, mai ales pentru cei tineri, să facă un efort de a înțelege o istorie complicată, despre care se scrie puțin, despre care autoritățile recunosc foarte puțin, despre reparațiile care ar fi trebuit acordate au fost foarte puține și continuă să fie puține pentru cei care au suferit. Și e important ca noile generații să nu piardă contactul cu acele realități pe care generația mea le-a cunoscut nemijlocit prin oameni ca Ion Gavrilă, ca domnul profesor Ciuceanu aici de față, ca alți luptători din rezistență, luptători reali, luptători care au ridicat arma împotriva comunismului, care au fost zdrobiți de comunism, dar care au putut depune mărturie și care au lăsat rânduri minunate, care au lăsat mărturii minunate, care au fost prezenți câteva zeci de ani în societatea românească și care sunt din ce în ce mai puțin, chiar foarte puțin în ziua de azi. Să profităm de faptul că mai există și pentru acest lucru îl rog pe domnul profesor Radu Ciuceanu, care este un distins academician și una din personalitățile cele mai importante care au făcut ca lucrurile să nu fie uitate. Fiind fondator al Institutului pentru Studiul Totalitarismului și director sau președinte, domnul profesor? Director sunteți sau președinte la institut? Eu sunt președinte. Președintele Institutului pentru Studiul Totalitarismului. Se spune manager acum, atunci, da? Contemporan. Domnul profesor Radu Ciuceanu. Florin, nu merge microfonul. Doamne și domnilor, stați un pic că văd că nu a pornit. Aș începe cu tradiționalele mulțumiri, dar e prea puțin. Mulțumirea poate să fie un lucru, o vorbă sau un cuvânt de prețuire. Mulțumirea poate să fie și o amintire pe care o aduci în prezent. Mulțumirea poate să fie și un gând ascuns, sub care cine știe ce gânduri necurate te poartă. Mulțumirile sunt cele care le auzim zi de zi, le citim în fiecare clipă prin ziarele noastre și nu de acum numai, și în trecut. Cum încep să compun în prezent, cum încep cu bruiajele? Da, puteți vorbi, domnul profesor, merge. Să mă lăsați să vorbesc. Trage-l celălalt. Mulțumirile mele sunt acum directe, frontale și sunt adresate bunul meu prieten, care cu o încăpățânare demnă, nu știu, ești ardelean cât jumate, nu, de unde ești? Muntean și foarte puțin Moldova. E provincia noastră, da. Le încearcă și le izbutește, cu toate că, a zice eu, cu oarecare experiență și cu o îndelungată viață, din voia Domnului, ar fi trebuit aici să fie balconul plin de foștii mei elevi, de foștii mei studenți, că aici să se înghesuie, să stăm în picioare, să ascultăm și noi pe unii mai în vârstă decât noi și poate chiar să facem și un bilanț sold, un bilanț de
inventar acesta petecut. De câteva ori institutul nostru a fost pus la mezat. Institutul Academiei, primul institut de istorie contemporană, și rămas ultimul, a fost și primul, așa, care nu-și prea găsea locul și nici misiunea, nici misia, nu? Chiar cineva care conducea o instituție măreață a zis: ce caută institutul ăsta lui Ciuceanu, domnule? Ce mai dezgroapă el morții care și așa au colp deasupra lor? Adică uitarea. Adică printre alte virtuți pe care neamul nostru le are, uită binele, dar mai ales e dispus să repete răul. Încă virtute pe care o avem noi este că suntem oarecum religioși de duminica. Ne aducem aminte caz de Sfântul Ilie, că luna trecută a fost o lună când am sărbătorit și noi ceva. Cenaxarul este un fel de enigmă pentru majoritatea creștinilor. Pentru cei care sunt pe tineri, Cenaxarul înseamnă ordinea pomenirilor, ordinea sărbătorilor din calendar. Trec pe această asta introducere, să zic oarecum realistă, ca să nu-i spun în altfel, și permiteți-mi să vă prezint. Sunt căzut cu organizația a generalului Iancu Carlăunț. Această organizație s-a numit, mișcarea noastră de rezistență, Oltenia, și a avut de comandant suprem pe Horia Macelan, pe care Ion Etrebnicu, împreună cu încă cineva de la Academie Română, zicem dânsul, și cu Gheorghe, un vânător de munte, îi propunem să fie numiți, așa după cum, după primul război mondial, Prezan, general pe vremea aceea, a fost numit membru al Academiei de onoare, așa după cum Averescu puțin mai târziu, așa după cum chiar și regii noștri, pe anumite virtute plus sau minus, mă rog, mi-a părut rău să aud că și Carol al II-lea a fost membru de onoare. Dar așa sunt titlurile, să zic, care se dau pe subțușă. Gheorghe Avramescu a fost împușcat în cap. Am avut prilejul să văd radiografia, nu? Am fost la Moscova, am încercat să luăm documente și am luat. Ne-a convins că, într-adevăr, a fost asasinat. Pe vremea lui Țân. Notați, vă rog. De restul, am mai dat eu exemplu de cei care au cucerit Sahara. Liotei a fost numit membru al Academiei franceze. Am dat un telefon la un academician francez, a spus: câți militari avem? Păi e lista mare, bogată, avem eroi noi. Noi, tăcere. Mai mult decât tăcere, e și un ispingo. Este și, să zic așa, stai, domne, ce faptă, ce are dânsul pe masă, pe birou? Ce lucrare fundamentală? Păi mai fundeipa, mai mult decât că ți-ai fi țara, mai mult decât că te-ai dus cu pieptul și că ai avut și o capacitate, ca să nu mai vorbeze alții, nu? Nu? Asta nu te obligă, tu țară, să le recunoști? Scânteia de geniu. Un Popescu sanitar n-ar merita să aibă, pentru cei care sunt testineri, Mărășeștiul, dacă nu avea în spate divizia lui Popescu sanitarul, nemții ne terminaseră până la ora 2. Omul ăsta a luat toată divizia, 10-12 mii de oameni, au băgat și ei din sanitari și a dat nevoală peste ei. Așa am ieșit noi cu această, eu știu, izbândă istorică, națională a noastră și care are chiar o răspângere. Și acum am fost odată la francezi și m-au salutat pentru Mărășești. Domnilor, istorie foarte afurisită. Ai impresia că ai îngropat-o, ai impresia că ai dat-o deoparte, că ai pus covoare peste ea, că te-ai dus la 6 metri de desubt și ai deasupra o placă de beton.
Nu întâmplător vă spun la lucrul acesta. În general, eu am un obicei prost. Nu mă repet la ceea ce am vorbit la Brașov sau am vorbit la București, alaltări, la casa, la casa Și. Acolo zace ultimul comunist și omul care ne-a îngropat pe noi. A îngropat tineretul la Pitești, Gheorghe Udeș. Pe ceilalți am evacuat. Și în rotonda aia așa, dar și cei care erau înăuntru. Pe el l-am lăsat la 6 metri sub placa, sub orizontul zero și l-am lăsat acolo să ne fie amintire de minte. Și să știm că atunci când țara este potopită, poate ar fi meritat să murim mai mulți. Vă dau un exemplu. Am avut prilejul, stau de vorbă cu ofițeri superiori sovietici, încă sovietici, și ruși, dar special după. Mi-au spus niște lucruri teribile despre noi. Buni sostași dacă aveți armament. Însă nu, vă lipsește doza de romantism, vă lipsește doza de jertfe. Iar pe un drag corespondent al unor ziare americane, care are și o carte, Werther cheamă, n-are importanță că mai știu de ce națiune, de ce o bâlșe, scrie că după Stalingrad a fost un fel de plimbare a armatei roșii, armatei sovietice, în ciuda unor nuclee care s-au luptat până la ultima ființă. Vă las pe dumneavoastră să judecați cine putea să facă parte din aceste nuclee care, evident, cu hoiul a fost de peste 1 milion de ruși și peste 3.000 de taluri. Ar fi cu păcat din partea mea să vă spun că în această organizație din care am făcut parte nu au fost și oameni de înaltă calitate. Colonelul Hălălău, care a fost cu mâna lipsă de la cota 101, 1617, da? A fost bătut de maiorul Oancă. Dacă vă duceți în cimitirul Ureni, de la Craiova, veți vedea pe partea dreaptă un mauzoleu făcut de către domnul colonel Oancă, Marin Oancă, fost cizmar, el sau ajutor de cizmar, și care ne-a bătut sălbatic. Eram tineri, dar când ne-a bătut pe noi, poate merităm. Fiindcă când ești la tinerețe, să fie cu iertare, nu prea poți ușor să spui că ai luptat și acum ridici mâinile în sus. Dar, dincolo de acest lucru, în cimitirul acesta de la Ungureni, veți vedea fotografia lui scrijelată. Otenii își aduc aminte că a fost unul dintre sadicii de călăi regionalii Craiova. Mai avem acolo o amintire pe capitanul Ian Curovu, capitanul Securitatea Poporului. Cum de a ajuns să fie erou? Și totuși s-a rămas în erou. 4 ani de zile, capitanul, șef al stații de telegrafie și a tot ce însemna mijloace tehnice, i-a dat generalului Carlaunț informații. Acest om, bineînțeles că a murit, asasinat și el. Rezistența domnilor, spunea Nicolae Carandino, sper că unii dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte cine a fost redactorul șef de la ziarul Dreptatea și pe care, nomine odioză, după revoluția asta noastră, așa cum a fost, mă rog, a fost revoluție, sute de mii de oameni au ieșit în stradă, l-au cam îndepărtat, l-au cam ținut. Iar noi ăștia care am făcut cu el pușcărie, nu? Ca și pe Romulus Dian, în fine, s-au petrecut lucruri pe care altă dată, poate anii viitor, așa, dacă mă veți invita, am să vă povestesc. Vedeți dumneavoastră, anii te obligă la ceva, dacă ești istoric.
la memorie și la pieptănare ei. N-am să vă vorbesc, de exemplu, fiindcă nu este cazul, ce s-a petrecut cu procesele verbale după Revoluția din 1907, unde au fost arse și cine a dat ordine. N-am să vă spun de ce 15 divizii românești care trebuia să apere Nistru și pomă Prutul, dar Nistru, nu? Le-am dat pe urmă rușilor contra coste, drept. Le-am dat și au luptat dincolo. Nu poate odată, dacă sunt provocat, să-mi permiteți să vorbesc despre vizita pe care Mareșal Antonescu a face în 20-21 la Stâlnicul Moldovei, unde dă peste generalii lui și muncește o noapte întreagă. Acestea sunt accidente. Totuși, istoricul are două datorii. Să nu le mutileze, să nu le dea cum am dat eu la un ziar când a fost vorba de niște proprietăți care s-au luat și s-au dat peste graniță și i-am dat directorului de la evenimentul și a apărut pe omul cu totul altceva de ce i-am spus eu lui. Nu l-am mai felicitat, că mi-am zis că e prea dobitoc și nu merită să-i adresez eu cu cuvânt de mulțumire. Doamne și domnilor, istoria a spus că e și perfidă, fiindcă nu se devoalează imediat. Ba mai mult, aș zice eu, urmărește pe cei care sunt mai înzestrați. Țărăniștii au avut un om provenit din misiuni de externe, care l-am cunoscut și era considerat cel mai deștept dintre ei și pe bună dreptate. Data viitoare am să vă spun numele lui. A murit și el în gulagul nostru. Apropo de gulag, nu știu ce să zic. Cât a fost al nostru, cât a fost al altora. Dacă cumva la Pitești a fost mai mult de gulag, a fost o exterminare a cui? A tineretului. Și tineretul este în fond viitor. Este cel care preia. El vine după noi, vine după mine, după fiecare de noastră care a depășit un 50-60 de ani. O mai știu cât. He! A vorbit despre eroi înseamnă întâi a putea să te substitui, să încerci, să stai, să te apuci o noapte numai la minus 30 de grade când suflă clivățul, pe creasta picături, pe retezatul din sud de nord, prin făcăraș, pe sulul, pe scara, pe moldoveanul, pe potragul. Mă lau și eu să nu las în nume de rău. Am fost unul din cei mai buni ghizi și cunoscători. Aveam 28 de ani ai Carpaților Meridionale. Pe mine m-a arestat când am venit dintre muntele Cozia. Am avut șansa să-mi trimit două colaboratoare, două studente, să le trimit acasă. Și nu m-au mai prins. N-au intrat în lotul nostru. Apropo de asta, mai facem și puține școală asupra metodelor sau asupra celor ce trebuia să fie o ordine, un fel de, eu știu, de jurnal de bătut și făcut din fier. Ce trebuie să știe când ești arestat, ce trebuie să știe de tine dacă nu ești mort. Fiindcă niciodată nu lăsam ca avanța noștri să fie renit dacă se putea a salva bine, altfel cartușul. Fiindcă luau ceilalți, îl vindecau și formă, evident, știți foarte bine, urma listele acelea cumplite de delațiune. Eu numesc delațiune tot ce s-a dat, tot ce a fost capturat pe baza unor neiobii. Vă dau un exemplu. Grupul Jijie, ați auzit de grupul Jijie, evident că cei care sunt. Grupul Jijie a fost un fel de, o fi copiat ei, ceea ce au avut francezi, mai bine zis comuniștii francezi, în Puy-de-Dôme,
sau în 40 au organizat în mijlocul Franței, este un platou. Și platoul ăsta au adunat vreo 1500 de oameni care erau, făceau parte din rezistența franceză și care așteptau și clipa că nemții vor fi mai prinși cu debarcarea și atace din spate. Nemții au dibuit povestea asta și evident că divizia Das Reich cu două batalioane i-a terminat, că n-aveau artilerie ușoară de munte, n-aveau aruncătoare și a terminat. Dar ce legătură între cei din Franța cu noi? Este. Un grup din comanda legionară, numele aici n-are nicio rost să le dau, hotărăsc să facă undeva în munții Otenii, să facă un fel de fiu de domn, podișul central. Și le fac ei pe Hoaga Mălinului, există în masivul Bistriței, care sunteți de pe râmul cu vocea, poate ați auzit, lângă mănăstirea Bistrița Nord, există acolo o ascunzătoare care se compunea din munți stâncoși pe stânga și pe dreapta și, și jos la buza apei exista posibilitatea să ridice ce? Un campament. Și încetul cu încetul, cei care erau urmăriți în București sau în alte orașe, veneau aici. Știți cum au sfârșit? Tragic. De ce? Fică comandanților nu știau ce înseamnă partizanat. Nu știau ce înseamnă luptă pentru neric. Vă dau sub beneficiu de inventar. Un moment, că totuși suntem aici în cinstea celor care au luptat. Ei n-au făcut greșeli de celor de atunci. Ei au venit mai târziu, în 51. Asta a petrecut în 48-49. Într-o bună zi, pe semne, fiind vreo 28-30, am un volum întreg scos pentru această nenorocire și care aparține șefilor. Aparține celor care e ca și cum aș duce acum la un telescop și aș încerca eu, ziua sau noaptea, să văd, eu știu ce, imaginea unei stele, care poate nu a existat, că poate mi-am imaginat eu. Și am închipuit că rezistența e o glumă. E așa un joc. E un fel de față ascunsă. Eu mă ascund unde vreau. Eu stau liniștit. Stau pe loc. Prima greșeală în regulamentul nostru de fier să nu stai mai mult de o săptămână pe un loc. Chiar dacă poate aveam o singură amendament dacă ningea. Dacă bătea discolul, dacă era o ploaie de aia cumplită, dar în special dacă ningea și dacă bătea discolul, fiindcă acolo nu mai veneau cei de jos. În ajunul unei sestrui de sărbători, pun mâna pe doi securiști. Îi cheamă și de aici urmează o parodie. O parodie care se poate sfârși tragic. Așa după cum a fost. Îi cheamă și ghiciți creștini fiind noi, unul era plutonier, altul era sub locotenent sau locotenent major. Ce-a scăutat băi nenorociților, dialogul a fost. Veniți după noi, noi suntem niște amăriți care fugim de voi. Ce vreți să vă împușcăm? Că în mod normal trebuie să vă împușcăm. Ei au început să spui, unul avea 3 copii, altul a zis că a avut 10, că altul că a divorțat și că iubește pe altul. Juriu, nu vă mai spun că n-am voie să vă spun. Este de necrezut. Mică doi erau cu școală înainte de 40. Și acel... Rezultatul comisiei le deduce. Pe la ora 12:01 noaptea, la 1300 de metri, cei doi pleacă. Cred că au fugit, cred că eu știu ce personal mitologic mai putea să fugă pe cum ei. Jos la Bistrița,
telefon de la Ospatrușile, că era jandarmeria, era lor, normal. Telefon imediat la Drăgășan, telefon imediat la batalionul de intervenție de la Râmnicu Vâlcea. Vă dau amănuntele altă dată. Citește că în mai puțin de 24 de ore, grupul a fost înconjurat să îngadeaptă pe trei coloane și a urmat, s-a căzut un film de cowboy de ăștia, în care sunt surprinși de o bandă, ei fiind stând în fundul nevoi. Cam așa. Au fost împușcați aproape toți. I-a pus la parângă, chiar niciunul de dumneavoastră nu știe ce înseamnă parângă. Dar nimeni a fost la vânătoare de dumneavoastră. Băi, frate, am de-a face mai cu șuvete curate, dumneavoastră. Vânatul omorât, îl pui pe un stâlp și îl duci pe spinare. Asta înseamnă la parângă. Așa s-au dus eroii noștri. Săraci, peste noapte eroi, martiri, da, eroi. Numai doi au reușit să tragă și mi se pare că pe un vasaj l-a rănit la un număr. Vă dau acest exemplu ca să știți că rezistența n-a fost o glumă. N-a fost un joc. Rezistența a fost și a fost, trebuia să fie purtată de cei mai buni. Și cei mai buni erau cei pregătiți. Pentru mine rămâne o întrebare. O întrebare care n-am putut să o rezolv. Care era datoria celor din grupul central și grupurile fără învițat ale celor care știau ce înseamnă arma când ai pus mâna pe ea? Am întrebat toată, iertați-mă, cândva pe 90 se declaseră toți în rezistență. Toți fuseseră luptători în munte. Eu ce am făcut? Am cerut la muzeul militar să-mi aducă o 30-40 de arme de epocă, parabelul chinezesc, Schmeisser, Orița, puștile, Mannlicher, Löbel ăla lung de tot, le-am pus în biroul meu și le-am acoperit. Și am spus, mă, frate, eu vă cred, dar dați-mi și voi cu ce ați luptat. Cu ZB-ul ăla ceoslovac sau românesc, mai lung puțin. Unii au zis, profesor, am glumit și noi, n-am fost. Alții s-au dus și am spus, alegeți armele cu care. Și dumneavoastră cum dormeai? Pe ce dormeai? Unii spuneau, pe ce tine? Și unii am îndrăzit să spui, vă rog, poftiți afară, fiindcă dacă ai fost partizan, ai fi dormit pe armă. De asta, pe tâmplă se pune armă. Cu ce? Cu piedica trasă, ca să poți să răsuni de aia. Capitanul meu, care m-a învățat să fiu, mi-a dat un picior odată în spate, era cât față să cadă în prăpoastă. Îmi spunea norocitule, te-ai dus în bunker, spuneau ei, în colibă, cum ziceam noi, că eram tinerei, așa, în adăpost, te-ai dus cu grenadele la tine. Păi ce-aș fi văzut dacă de afară s-a lucrat una, că săream, omorai pe toți care erau în mână. Vă dau acestea mănunte pentru a intra în viața unui partizan, în viața unui luptător. Normal că nici eu nu mai reușesc să-mi aduc aminte. Fiindcă nu mai există acea emoție, nu mai există acea frică, nu mai există acea viață în absolut. Îți face rugăciunea și nu știi dacă în orele următoare o poți încheia cu un amin sau un amin. Doamne și domnilor, închei această prezentare a mea citindu-vă ceva. Acum 12 ani am scos o carte în cinste Făgărașilor. Am muncit 3 zile, cu adia am prins. 3 zile, pardon, 3 ani am prins. Și-ți modestia cu toată alea. E excesiv. Permiteți-mi să mă așed, fiindcă pot și eu să emoționați, fiindcă am scris-o din suflet. Cartea se intitulează Rezistența armată de munții Făgăraș. Vă anunț că am încă 20 de exemplare. O 7 le-am adus la București. Citez.
rezistența ca armă în mâna împotriva celor fără Dumnezeu, bezbožne, să spunem, și patrie, a devenit o realitate istorică, virgulă, dar și emoțională, depășind normele emblematice ale unor identități politice conjuncturale. Frumos, bag și politic aici, că voi dreptate. Ea a fost și va rămâne, în ciuda unor cronicari improvizați, nota bene, reacția unui popor cotropit și umilit la el acasă. Și pentru că în spatele batalionilor de securitate se găsea armata sovietică de ocupație, vă rog să rețineți, de ocupație, lupta lor, fără speranță de a învinge sau supraviețui, va dăinui ca o operă perenă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Repet, suntem onorați că astăzi ne-a vorbit unul dintre puținii supraviețuitori ai acțiunilor reale din munții României, unul dintre cei care la foarte puțini ani au considerat că țara merită apărată, că neamul românesc are un viitor și că pentru acest viitor al neamului merită orice jertfă. Și domn profesor a dat cu prisosință jertfă de suferință, iar apoi îi mulțumim și pentru mărturiile care le-a scris personal și pe care institutul pe care îl conduce ni le-a adus. Sunt volume și volume care merită apreciate și merită citite. Mulțumim! O prezență deja constantă la întâlnirile noastre este domnul profesor Tiberiu Costăchescu din Sibiu, care este puțin grăbit, dar pe care l-am rugat să aibă puțin tică răbdare și să ne prezinte încă o dată ceea ce are dânsul de spus despre rezistența națională. Mulțumim! Microfon. Doamnelor și domnilor, care reprezentați aici demnitatea românească și suferință îngemănată cu credința ortodoxă. Doamnelor și domnilor, cei care au suferit în închisori comuniste sau urmași ai acestora. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, care reprezentați aici spiritualitatea românească, credința românească, învățământ de toate gradele, cultură și mai ales năzuință românească. Domnule academician, domnule profesor universitar Corvin Lucu, stimați domn Coriolan Baciu, domnul Dobrescu, domnul Sorin Oraru, care reprezentați fundația ce a onorat lupta în Carpați, care reprezentați aici pe cel care a încercat să facă din destinul nostru viitor un altceva să ne înalțe înspre ceea ce am meritat întotdeauna. Astăzi, în fața dumneavoastră, vă voi vorbi despre satul românesc, despre suferințele care au marcat satul românesc vreme de trei pătrimi de viață, despre rezistența sătenilor și mai ales despre noianul de doruri care au mai făcut estompate toate rosturile pe care comuniștii și cei care i-au urmat, iar că bine școliți în acel sistem, au făcut să dispară acolo unde ne avem cu toții rădăcina. Pentru că suntem foarte puțini români care nu avem rădăcini într-un sat. Dacă nu direct, la a doua generație, sunt foarte puțini cei care sunt la a treia sau foarte rar cei care sunt la a patra generație de orășeni. Cu alte cuvinte, în satul românesc ne avem obârșia și satul românesc a rezistat peste timp și timpuri, încercând să-i facă pe cei care ne-au cârmuit și o mai fac astăzi cu destulă strâmbătate, să înțeleagă că demnitatea s-a născut odată cu neamul acesta, cu credința acestui neam și cu speranța într-un viitor mai bun pentru toți cei care au văzut lumina zilei pe pământ românesc. De obicei, e o modă acum în a ne adresa unii altora cu limbajul așa numit corect din punct de vedere politic. Eu nu am făcut-o și nu am să o fac vreodată, eu mă adresez cu limbajul creștin și cu limbajul limbii noastre, a neamului nostru, cu limbajul acestei țări, în care etniile poate au suferit și ele, dar în care marea majoritate a celor care au trebuit să îndure
durere și jertfă au fost românii. Cei mai mulți dintre ei, într-un sat ocupat în anul 1944, atunci când cei mai mulți dintre bărbați erau pe câmpul de luptă, acolo unde liberatorii au venit de fapt să ia și nu să dea, să oprime, să strice, să distrugă. Și înainte de bunurile materiale au distrus de fapt rocurile. Acolo unde, de altfel, întregul calendar agricol se derula în raport cu vremea, cu destinul creștin, cu rânduielile lăsate de bunul Dumnezeu, s-a intervenit cu aportul științei, așa zis, sovietice, în așa fel încât totul trebuia luat de la capăt, iar bietele femei, cele care erau marea majoritate acasă, au trebuit să accepte și să suporte, sperând că vor veni bărbații care le vor face să treacă peste acest necaz. Din păcate, bărbații au venit ca să asiste fie la colectivizare, fie la trimiterea lor cu toptanul în închisorile comuniste pentru vina de a se fi opus luării cu geapca a pământului lor, pământ pentru care neamul și neamul, generații și generații s-au sacrificat, pe care regele le-a promis pe câmpul de luptă și pe care oameni politici, din adevărata seminție oamenilor politici, l-au oferit, pentru că țăranii au fost întotdeauna legați și de pământ și de Dumnezeu. Și de altfel, aspirația telegricului spre celestru nu poate fi împlinită decât cu aportul țăranilor, cei care și-au adus întotdeauna poporul, cei care au știut să respecte datini și tradiții, cei care au știut, marcați în special femeile de doruri și de suferință, să accepte cu răbdare și cu speranță, cu năduință și credință că va veni ziua împlinirilor. O zi a împlinirilor a fost în anul 1964, când foarte, și aici un moment aniversar, chiar dacă nu foarte rotund, dar oricum 55 de ani, an în care sunt eliberați prizonierii de conștiință. Nu vin acasă ca să-și reia rostul și locul. Vin acasă ca să constate cât de umilită le-a fost familia, de care mulți n-au mai știut nimica. Vin acasă ca să constate unii dintre ei că au rămas și fără bruma de pământ. Vin acasă ca să constate că și nevasta le-a murit în chinuri și suferință, uneori și copiii, și că aproape nimeni nu-i mai cunoaște pe mulți dintre ei, dintre cei care unii au încercat să partizeze, sperând că vor trece mai ușor peste suferințe și peste durere. O iau de la capăt, unii alegând să plece în altă parte și lăsând iarăși pământul pe mâna unor neaveniți, în așa fel încât, așa cum a fost posibil, cooperativele acelea agricole au făcut ca pământul și satul să mai dăruie, șchiopătând, ducând-o din dificultate în dificultate și lăsând rosturile, așa cum au fost împământenite de la Dumnezeu de-a lungul istoriei, să fie călcate în picioare, pentru că noi aveam acum apanajul marilor și modelelor cunoștințe și cuceriri științifice. N-a fost să fie așa, deși românii cu inventivitatea lor au reușit să facă față situației și au ajuns până în anul 1989, când totuși acei țărani ne-au hrănit, acei țărani au înfruntat și cote, și colectivizare, și întovărășit, și vin dintr-un sat în care nu s-a practicat activitatea într-o cooperativă agricolă, Săliștea Sibiului, dar întovărășirea, așa spus cuvântul și acolo, și mai grav decât atât, pervertirea morală a oamenilor, care au înțeles că niște lucruri se pot face, că până la urmă nu ne curăm aproapele, ci curăm societatea, că dacă nu ne vede Dumnezeu, care e ocupat cu alte probleme, putem să ne îngăduim cumva și să facem și niște lucruri care nu sunt îngăduite de morală, de educație, de credință. Și acei oameni au mai stricat și încă o dată rostul, un rost în care existau obiceiuri de iarnă, de primăvară, erau obiceiuri de toamnă, erau obiceiuri de vară, un rost în care se ieșea la arat și la secerat cu preotul în frunte, cu rugăciune, cu credința că recolta ne e dată de sus, cu speranța că o vom avea mereu, cu împlinirea pe care fiecare o dorea pentru cei din familie. Apoi, acele lucruri, odată estompate, aneantizate și anihilate, s-au șters cu timpul, în așa fel încât am ajuns la un alt moment, să-i zicem aniversar, 1989, când până la urmă a mai existat o undă de speranță, considerând că peste satul românesc vor veni momentele de împlinire și de bucurie, pentru că scăpa, poate și naivitatea noastră, de sistemul totalitar comunist. Poate scăpam de unii dintre comuniști,
N-am scăpat în totalitate de securitate, de metemele lor, de o justiție care nu așa înțeles în totalitate rolul și menirea și consecințele că vedem și astăzi, mai ales n-am scăpat de ceea ce înseamnă influențe, nepotism, intervenții din afară, am răsturnat scara valorilor în comunism și răsturnată a rămas, iar peste satul românesc a mai venit o mare dramă de această dată în căutarea unor zile mai albe și a pâinii de fiecare zi, oamenii și-au părăsit locurile, chiar dacă o parte dintre ei au reprimit pământul înapoi și-au plecat, dar nu la oraș ca până atunci, nu într-o fabrică unde își desfășurau activitatea pentru a veni la sfârșit de săptămână să mai lucreze o plumă de pământ, ci la sute și mii de kilometri distanță, în așa fel încât pruncii care se nasc astăzi în Spania, în Italia, în Germania, în Franța, în Marea Britanie, să mai aibă dorul pentru neamul românesc, vagi amintiri legate de vacanța la țară, dar cam atât, pentru că ei înțeleg că destinul lor e acolo, acolo unde de fapt nu se simt acasă și singura instituție care reunește mai e Biserica Ortodoxă și probabil că pentru alte neamuri, Biserica neamului lor, dar tot pentru români, singura instituție care le mai alină dorul fiind această biserică care organizează nu doar slujba de duminică, ci și cursuri de limba română, cursuri de istorie și geografie și le vorbește despre tradiții, despre poveștile lucreangă, despre folclorul inegalabil, despre dorul și durere. Peste satul românesc, la această oră, s-a întins o ceață care face să nu mai vedem rostul, dar care nu poate estompa dorurile. Și dorul acesta ne leagă de un destin împlinit pe viitor și acest dor ne dă speranța că totuși ne vom regăsi mereu acasă, fiecare dintre dumneavoastră și fiecare dintre noi, pentru că acolo ne așteaptă, dacă nu membrii din familie, măcar mormântul părinților, acolo ne așteaptă suferința bunicilor și a strămoșilor care au luptat fie împotriva comunismului, fie împotriva altor tare și altor năvăriri, ca să-și apere pământul, ca să-L apere pe Dumnezeu în aceste locuri, ca să-și înalțe biserici și mai ales să dăinuiască școli. Și pentru că vă vorbeam de Săliștea Sibiului, acolo există o școală înălțată în 1616, e adevărat, la acea dată Occidentul deja crea academii, dar tot la fel de adevărat, românii acestor locuri, în bună parte sătenii, apărau de tot felul de năvăliri, inclusiv Occidentul, care s-a bucurat de tot ceea ce le-am putut oferi ca suport, ca putere de sacrificiu, ca fel de a fi, ca model. Și se bucură și astăzi, pentru că noi constatăm cu satisfacție cei care încercăm să descoperim adevărul și prin arhive și prin biblioteci, dar și în contactul cu oamenii, că e nevoie de model și Occidentul descopere model în țăranul român care trăiește acolo, în meseriașul român inegalabil, cu inventivitatea lui, cu puterea lui de a se regăsi în orice situație, cu capacitatea lui de a trece peste dificultăți și mai ales se regăsesc foarte mult din Occident în valoare incomensurabilă a intelectualilor români, pentru că, slavă Domnului, cu toate tarele comunismului, am avut o școală de excepție, inclusiv atunci, dar nu pentru că au avut un merit, ci pentru că n-au putut distruge în totalitate ceea ce un Spiro Haret, un Dr. Angelescu și mulți alții ne-au făcut să înțelegem și mai ales ne-au oferit toate cu voia lui Dumnezeu. Sunt convins că vom avea un destin împlinit, cum sunt convins că toate discuțiile dumneavoastră, la care de data aceasta iarăși nu pot participa, dar cu voia Domnului sunt sigur că anul viitor, dacă ne va fi îngăduit să fim sănătoși și în viață, să particip de la început până la sfârșit, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră cu toții este un lucru de excepție. Perpetuăm istoria vie și mai ales rememorăm puterea de jertfă și sacrificiul celor care au făcut ca astăzi să existăm și atâta vreme cât există o flacără, oricât de mică, neamul acesta va izbuti și va reuși să ajungă spre culm de împlinire și de reușită, pentru că toate binecuvântările, toate bunăstările, toate împlinirile vin de la Dumnezeu. Iar pe români, Dumnezeu îi iubește, îmi sigur iubește toate neamurile. Diferența între noi și ceilalți e că și noi îi iubim pe Dumnezeu și e o întreagă pleiadă de sfinți, cărora ne rugăm și ne închinăm cu evlavie și cu speranța într-o zi mai bună și mai împlinită, cu convingerea că
doar în mijlocul credinței noastre, lângă cei dragi ai noștri, părinți, soție, toți, copii și lângă cei lângă care ne-am petrecut copilăria de foarte multe ori la țară, putem fi fericiți. Vă doresc să aveți parte de o vară frumoasă și de un Sfântul Ilie perpetuat mereu aici și în orice loc vă veți afla mereu, dumneavoastră și toți cei dragi dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor, pot să vă confirm că e un mare iubitor al satului, al agriculturii, al grădinăritului și un mare cultivator de roșii în mijlocul Sibiului. Mulțumim domnule profesor! Da, există acea legătură a rezistenței naționale cu satul. Și pot să vă confirm că Ion Gavrilă, până în ultima zi în care a fost sănătos, și-a lucrat glia. Și-a lucrat glia, și-a lucrat pământul de la Galtiu, acolo lângă Alba Iulia. Și atunci când n-a mai putut să lucreze, n-a mai putut nici să rămână dintre noi. Și și-a lucrat grădina și terenul agricol care îl primise, era al soției, nu era al lui, dar l-a lucrat cu drag și cu interes, și pentru că a simțit că e o vocație de a rămâne țăran român până în ultima sa zi a existenței. Tot dintr-o familie de intelectuali de la țară, de aici, de aproape, e și domnul profesor Corvin Lupu, profesor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care iarăși ne onorează pentru a treia sau a patra oară cu prezența, și care simte cu adevărat fenomenul rezistenței, pentru că l-a avut în familie, pentru că a știut de copil ce au însemnat lupta și jertfa atâtor făgărășeni și care nu și-au uitat nici până în ziua de astăzi pe cei care au suferit în acea perioadă. Fac o scurtă paranteză, anul trecut propusesem un proiect pe care speram ca anul ăsta să-l fi realizat, acela ca toți cei care au suferit din cauza legăturilor cu grupurile de rezistență din Făgăraș să se fie numele lor trecute pe patru plăci de marmură în jurul crucii de la mănăstire. Din păcate, din rațiuni de resurse financiare, încă proiectul nu este finalizat, dar păstrăm în continuare contactul cu primarii din localitățile care au dat astfel de luptători pentru rezistență și sperăm ca la anul să fim în măsură să sfințim această realizare memorialistică de suplimentare a numelor trecute deja pe crucea de la Mănăstirea Sâmbăta. Domnule profesor, aveți cuvântul. Să rămână, bună ziua, sper că mă aude toată lumea și cei de la balcon. Felicit și eu pe organizatori pentru că au reușit să ne adune și anul acesta și la invitația conducerii fundației am să vă spun și eu câteva cuvinte. Organizatorii s-au gândit să dedice întâlnirea noastră celor 75 de ani care au trecut de la începutul rezistenței naționale, data de 23 august 1944, lovitura de stat de atunci, fiind socotită generic începutul luptei de rezistență, deși corect este să spunem că mișcarea de rezistență la 23 august deja exista, încă din primăvară, în nordul Moldovei, în Bucovina de Nord. Acționau deja grupuri de luptători, organizate de serviciile germane cu români, în special cu legionari, care au fost cei mai patrioți dintre luptători, ăsta este adevărul pe care corectitudinea politică a zilelor noastre
nu prea dorește să îl audă și reprimă în general aceste idei, corectitudinea politică, aceste idei adevărate. Apoi, într-o interpretare mai profundă, putem spune că rezistența românismului a început practic în ianuarie 1941, odată cu acele foarte tragice evenimente cunoscute în istoria României sub numele de Rebeliunea Legionară, după părerea mea impropriu numită în acest fel, dar așa sunt ele cunoscute în istoriografie, unul din momentele cele mai triste din istoria României, când două grupări naționale românești s-au ciocnit între ele spre bucuria și satisfacția minoritarilor și străinilor care făceau eforturi mari pentru a ține România captivă și pentru a o acapara și erau de atunci angajate în efortul de transformare a acestei țări într-o colonie de unde să-și aibă toate resursele, ceea ce este astăzi țara noastră. Atunci, în ianuarie, legionarii au fost loviți și au început o rezistență în fața situației în care au fost aduși. O mare parte dintre ei s-au ascuns, o altă parte au ajuns în pușcăriile regimului Antonescu, o altă parte a fugit în Germania, iar din refugiați politici s-au trezit arestați și internați în lagăre, unde nu le-a fost ușor. Și unde au fost scoși în 1944 și rugați de regimul care i-a băgat la închisoare să uite și să ierte, să pună mâna pe arme ca să lupte împotriva bolșevismului și a armatei sovietice care între timp ocupase România. Și ei au uitat și au iertat și au acceptat această luptă cu o condiție fundamentală, aceea de a nu fi trimis să lupte împotriva românilor, și au fost trimiși pe alte fronturi. Mulți dintre ei au fost acolo capturați și au ajuns în Siberia, unde s-au întâlnit cu alți români patrioți care au fost arestați din România și duși în aceleași lagăre. Dar o idee aș dori, că nu vreau să vă rețin mult, o idee fundamentală aș vrea să spun. A început această mișcare de rezistență. Foștii dușmani din ianuarie 41 s-au regăsit pe aceeași baricadă. Acum au redevenit camarazi. Antonescienii cu legionarii erau în aceeași barcă din nou. Barca românismului, care lupta să scape de bolșevism, fără să știe și fără să fie ajutați de nimeni, nici măcar de Occidentul, în care credeau nebunește, că, de fapt, sacrificiul lor este inutil. Pentru că toate înțelegerile erau bătute în cuie și România fusese arondată cu acte în regulă, ca să mă exprim așa trist, Uniunii Sovietice. Mai mult decât atât, au fost încurajați să lupte, să-și verse sângele prin toți munții români și prin toată țara, și să-i aducă la chinuri, nu numai pe sine să se aducă la chinuri, ci să-și aducă la chinuri toate familiile,
familiile lărgite, prietenii, vecinii, cunoștințele și de multe ori familiile lor au suferit cel puțin la fel de mult ca și cei aflați în temnițe. Vedeți dumneavoastră, dar o problemă este, toată lumea în discursurile istorice, corecte, nu putem să le contestăm, nu dorim să contestăm pe nimeni, abordează problema ideologică. Comunismul e de vină, bolșevismul, Uniunea Sovietică, Gheorghiu Dej, Pantiușa, Ana Paucăr, etc. Dar în spatele acestei probleme ideologice stă o altă problemă care e valabilă și astăzi. Problema națională, sub masca luptei de clasă, iudeo-bolșevicii care ocupa România în 1945, de fapt luptau ca să distrugă elita etniei române. Condiție a supunerii și a îngenunchierii României era să distrugă românismul. Iar cei mai mari patrioți erau tocmai legionarii, antoneștienii și cei care au apărat românismul în acele timpuri. Și această problemă națională a fost extrem de importantă. Și a fost o luptă continuă, surdă, care nu s-a văzut nici în timpul regimului comunist. Dar ea exista permanent. Acum documentele scot la lumină ce luptă extraordinară a fost între gruparea românească din Partidul Comunist și gruparea evreiască, care la început gruparea evreiască a fost mai puternică, până în 52. În 1952, românii din conducerea statului nostru, în frunte cu Gheorghiu Dej, au speculat și au fost foarte bine informați asupra momentului în care la Moscova Iosif Stalin declanșase o operațiune de eliminare a evreilor din fruntea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a KGB-ului. Și atunci a zburat imediat Dej la Stalin și a cerut permisiunea să elimine gruparea evreiască de bază, Ana Paucăr, Teohari Georgescu, Vasile Luca, fost Laszlo, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și Bani, Ministerul de Finanțe, Luca. Deci, nucleul statului în mâna evreiască. A fost primul val de evrei epurați. Lupta a continuat surd, pe nevăzute, pe nedeclarate. Poporul vedea, avea impresia că e o mare armonie între comuniști, se împacă bine și asupresc cu sârg pe români. Dar se ducea o mare luptă care a continuat. Rezistența noastră a început să intre la închisoare. A fost o vânătoare cumplită. Domnul profesor Radu Ciuceanu a intrat în 49 la tinerețe și avea să stea 15 ani. Alții au intrat mai târziu. Socrul meu a intrat în 56. N-a stat decât 8 ani. Acum eu vorbesc cinic, decât acolo o zi face cât 2 ani. Alții au intrat pe rând. Lupta de clasă, cum o numeau bolșevicii, a vizat în primul rând familiile celor dinăuntru și cei care gândeau ca și ei. Dar ăștia erau români. Ăștia erau români. Etnia română era vizată. Stimați participanți la întâlnirea noastră.
Și există suficiente probe istorice ca să vedem că era vizată etnia română să fie îngenunchiată. Nu minoritățile. Minoritarii erau în cealaltă tabă. Aș vrea să vă spun că securitatea era sprijinită direct de la Moscova. Aș vrea să vă spun că aripa aceasta românească din Partidul Comunist n-a putut schimba conducerea evrească a securității care a stat până în 67. În 67 Ceaușescu i-a decorat și i-a dat afară. Deci din 45 în 67, 22 de ani au condus criminalii Timofei Botnarenko în România și a luat numele Gheorghe Pintilie și cunoscut poate de dumneavoastră sub porecla Pantiușa și unii l-au numit în mod eronat Pantelei, nu-l chema Pantelei, îl chema Timofei, evreu ucrainean, și adjunctul său Bruno Grünberg, Boris Bruno Grünberg, în România cunoscut de dumneavoastră sub numele de generalul Alexandru Nikolski, părintele fenomenului Pitești și al marilor torturi. Acești doi oameni au condus 22 de ani securitate. Securiștii de astăzi vin să spună: domnule, am înființat numai 48, nu avem nicio treabă cu crimele din 45-48. Nu este atât. Timofei Botnarenko a fost închis în 1941, când a fost parașutat în România, arestat și închis cu comuniștii. În 1943, în penitenciarul din Caransebeș, a venit un mesaj. Aveau comuniștii o filieră prin care, când li s-au duceau cărțile, se numea Ajutorul Roșu, o fundație finanțată de la Moscova, care le ducea cărți. Aveau lui. Pe comuniști nu îi scoteau la muncă, nu aveau voie la muncă, dar îi lăsa să citească. Și cu ocazia asta veneau mesajele din afară, de la Partidul Comunist din România și de la Moscova. Unul din mesaje era așa. Fusese o grevă a comuniștilor, o grevă a foamei, datorită condițiilor, a apei din celule, se dau până deasupra gleznei în apă și n-au mai vrut să mănânce. Și a venit un mesaj de la Moscova pentru Timofei Botnarenko. Să nu participe la grevă, să nu se certe cu nimeni, să nu-și riște viața în niciun fel, pentru că tovarășul Stalin a hotărât că el va conduce România după război. Din acel moment, toți cei închiși erau și deja acolo, erau toți viitorii lideri ai României, au înțeles că el va fi conducătorul țării, conducătorul Partidului Comunist. Dar Stalin nu avea în cap ideea de a-l face pe Botnarenko prim secretar al Partidului. Pentru că în viziunea lui nu primul secretar are puterea. Ca și astăzi, puterea era la securitate. Securitatea avea puterea. El va conduce din poziția de șeful securității. Iar în 45 l-au instalat în fostul sediu al Gestapo-ului din București, care ulterior a devenit, domnul profesor Ciuceanu, cred că știe clădirea, a devenit sediu al ambasadei Poloniei în București. Și acolo au fost uciși primii oameni care aduceau ei și omorau după ce s-a instalat, deci în octombrie 44, acolo Botnarenko. Aș vrea să vă spun că a mai fost un moment când aripa iudeo-bolșevică a încercat să preia puterea în România în 1957,
Vinovați de această rebeliune au fost făcuți Iosif Chișinești, pe numele real Reutmann, Ioșca Reutmann, tot evreu, și Miron Constantinescu, fost col, care a fost și dat afară și în continuare lupta de clasă a condus-o gruparea național-comunistă românească, cum este numită astăzi, deși mulți contestă termenul de național-comunism, apreciindu-se că comunismul a fost doar ceva internaționalist. Comunismul susținea internaționalismul proletar, deci nu poate fi național. Cum mai zice astăzi, că globalizarea nu poate fi a națiunilor, pentru că nu este susținătoarea națiunilor. E foarte asemănător internaționalismul bolșevic cu fostul regim de la Washington, cel contra căruia luptă actuala administrație americană. Regimul globalist, care încă conduce Uniunea Europeană. Aș vrea să vă spun că în această luptă de clasă împotriva poporului, pozițiile au fost diferite. Sunt foarte multe nuanțe. Nu toată lumea din statul român avea aceeași poziție față de dușmanii poporului până în 64. În 64, Gheorgheu Deja a proclamat încheierea luptei de clasă, supărând foarte tare Moscova, pentru că a fost singura țară din blocul comunist unde s-a proclamat oficial încheierea luptei de clasă și împătarea cu poporul, întregul popor, deci și cu adversarii regimului comunist, ceea ce în alte părți nu a fost. Și acest lucru s-a văzut în închisoare. Sunt mulți care au văzut. Socrul meu era în 64 la Jilava, de acolo s-a și eliberat cu ultimii deținuți în vara lui 64. Socrul meu mi-a relatat un moment foarte interesant. După ce s-a dat decretul de amnistie, au fost trei decrete. După unul dintre ele, socrul meu nu știa să-mi spună după care, pentru că ei nu aveau cunoștință în închisoare de toate detaliile acestea. S-a dat ordin la Jilava că vine un tovarăș secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist care să le vorbească deținuții. S-a dat ordin ca toți deținuții să fie aduși la cuvântarea lui. Comandantul penitenciarului a zis, nu toți, numai unii. Deci, de la partid s-a dat un ordin, comandantul a pus în aplicare doar parțial ordin. Și, în general, au scos din fiecare celulă pe câte unii, nu pe toți. Socrul meu a ajuns și el acolo în sala cer. Nu știa să spună cum îl cheamă pe acela, pentru că n-a reținut în momentul ăla cum îl cheamă pe secretarul Comitetului Central care le-a vorbit. Și a vorbit și le-a spus că s-a hotărât încheierea luptei de clasă. Nu prea știau deținuții care erau vechi acolo ce asta lupta de clasă. Că conducerea țării se împacă cu toată lumea și ei vor fi iertați pentru tot ce au făcut rău. Că România socialistă s-a dezvoltat, a avansat, etc., etc., le-a vorbit de realizări și că ei vor fi eliberați și repuși în toate drepturile în funcție de pregătirea pe care o au, de locurile de muncă pe care le-au avut înainte, de situația pe care o au avut înainte și pe alocuri unde este cazul, vor reprimi locuințele care au fost confiscate și alte bunuri.
Și, foarte important, le-a spus deținuților că știm că împotriva dumneavoastră s-au făcut unele abuzuri și când ieșiți, veți avea posibilitatea, cei care ați fost nedreptățiți, să faceți plângeri, pentru că s-a constituit o comisie care va analiza problemele abuzurilor care s-au comis împotriva dumneavoastră. Ăștia au rămas trăzniți, deținuți. Se uitau unii la alții, nu vorbea nimeni. Liniște mormântală. La un moment dat s-a ordonat drept, pac, și tovarășul a fost condus la mașina în care s-a urcat și a plecat din Jilava. După care i-a scos din nou din celule și i-a dus înapoi pe cei care au fost la... Și a venit comandantul. Și le-a spus, băi, să nu credeți cumva că s-a schimbat ceva. Omul ăla vorbea prostit. Lucrurile rămân cum le știți. Și dacă cumva, careva dintre voi, va îndrăzni să vorbească ce au fost aici, înapoi veniți și apoi o să vedeți ce o să vă face. Deci observați dumneavoastră că era o mare problemă. Securitatea era foarte nemulțumită de faptul că partidul hotărâse încetarea luptei de clasă oficială. Ei își pierdeau obiectul muncii, își pierdeau rosturile pe care le-au avut de tartori ai poporului român. Nu le convenea situația și se opuneau. Și această opoziție a continuat surd până la lovitura de stat din decembrie 89, când Ceaușescu a fost arestat în sediul Comitetului Central și evacuat forțat de acolo. Lupta de clasă a fost o luptă împotriva noastră a românilor. Și în alte forme, mult mai subtile, ea a continuat și după decembrie 89. Și rezultatul acestei lupte este faptul că astăzi mișcarea legionară nu are niciun corespondent în timpurile noastre. Nici măcar acum, când de 2 ani și jumătate la Washington este un regim politic care s-a pronunțat ferm pentru Europa a națiunilor, așa a spus-o în mod repetat președintele Statelor Unite, că se pronunță pentru Europa a națiunilor. N-a spus că se pronunță pentru Uniunea Europeană. Nu avem niciun partid care să reprezinte națiunea română și mișcarea naționalistă curată românească, pentru că noi am avut una din cele mai curate mișcări din Europa, superioară din punct de vedere ideologic, după părerea mea, cel puțin, dar nu numai părerea mea, mișcărilor naționaliste din alte țări, a fost una din mișcările naționaliste după primul război mondial care a fost deschizătoare de drumuri. Și nu avem. Asta e rezultatul acestei lupte. Și vreau să vă dau un detaliu. De la complex la coborând la un detaliu. Marele nostru matematician Mihai Botese, care ați auzit cu toții, care a trăit în Statele Unite, a avut și el legături cu securitatea. Și printre altele este consemnat un document, un dialog pe care l-a purtat cu generalul Iulian Vlad, care a condus securitatea din 1977-89. Din 77-87, 10 ani a condus ca secretar de stat pentru problemele securității și adjunct al șefului departamentului, care era om politic, îl chema Postelnicu, și care nu era deci militar, deci era conducătorul politic al securității, iar din 87-89, timp de 2 ani, a fost el însuși șeful de SS.
Mihai Botezi a spus ceva lui Iulian Vlad că el ar vrea să se ocupe să reînființeze Partidul Național Țărănesc. La care securitatea, prin vocea lui Iulian Vlad, a spus: nu, domnule Botezi, Partidul Țărănesc îl reînființăm noi, nu voi. Și am dat cu aceasta răspuns domnului profesor Radu Ciuceanu: de ce n-a ajuns Carandino în vârf? Te întrebe. Au ajuns numai cei care au fost doriți și acceptați pe liste prestabilite și refăcute. Ar fi foarte multe lucruri, dar timpul pe care am promis eu că îl rețin pentru dumneavoastră a expirat și vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim domnului profesor pentru expunerea largă privitor la întregul tablou al temei pe care am propus-o, a celor 75 de ani de rezistență națională. Comunismul a avut trei caracteristici fundamentale. Prima a fost represiunea. A fost o perpetuă și continuă represiune împotriva tuturor celor care i-au stat împotriva. Al doilea a fost conspirativitatea. Nici astăzi nu știm decât prin cât un document sau cât o scăpare a sistemului întregul adevăr despre tot ce a însemnat poziționarea și conducerea statului în perioada comunistă. Și al treilea a fost polierea, pentru că s-a ocupat cu insistență de a spolia atât averile celor care le-au avut, cât și capacitatea celor mai buni dintre români de a fi de folos societății, de a fi de folos neamului. Și au reușit cu destul succes în toate aceste acțiuni negative. Și păstrăm în continuare, după 75 de ani de când comunismul a devenit o realitate a societății românești, păstrăm încă multe dintre tarele pe care ocupația rusească, comuniștii locali, alogenii care s-au implicat în regimul comunist și care au fost importanți în toată această acțiune a comunismului în România, ni le-au lăsat. Și nu suntem în măsură, la 30 de ani de la Revoluție, să dăm o recunoaștere corectă la nivelul statului și a societății românești, celor care s-au opus comunismului. Nu suntem în măsură să facem reparațiile corecte celor care au fost poliați în toate felurile de către regimul comunist. Și nu suntem în măsură nici măcar să deconspirăm în mod clar tot ce securitatea, partidul și alte organisme ale puterii și ale regimului comunist au conspirat și au ascuns ca adevăr în toată această perioadă. Istoricii au încă de lucru. Și sperăm ca anii care urmează să aducă cât mai multă lumină, pentru că primul lucru care trebuie este făcut o deconspirare completă și punerea în lumina realității așa cum a fost ea, cu bune, cu rele, cu oameni, cu trădări, cu tot felul. Iată, domnul profesor Ciuceanu ne-a adus realități. Au fost oameni care nu s-au priceput, au făcut rezistență. Nu-i face mai puțin demn de a fi onorați. Chiar dacă calitatea lor de rezistență a fost cum a fost. Dar adevărul trebuie găsit, prezentat, adunat și vom face și noi efortul în continuare ca adevărul să fie cât mai în lumină și generațiile care urmează să poată să evite tot ce ne-a afectat pe noi ca generații care am supraviețuit comunismului. Îl rog pe colegul Sorin Olariu de la Sibiu, are o scurtă comunicare.
Mulțumim! Bună ziua! Tot în spiritul adevărului, cum zicea prietenul și camaradul Corodan, o să prezint un mic împrei din zbuciumul exilului, ce ține de și faptic și scriptic de începutul acestei rezistențe armate anticomuniste române. După cetarea ostilităților armatei române la 23 august 1944 pe linia Chișinău-Iași-Târgu Frumos-Podului Loaiei, oardele bolșevice s-au revărsat în România. Consecințele acestei capitulări, pentru că a fost o capitulare necondiționată, armistițiu formal, dar fără efect, fiind semnat abia în 12 septembrie 1944 la Moscova, după lungi tergiversări și cu multe condiții impuse. Consecințele acestea au fost jafurile, violurile, omorurile și cei aproximativ 120.000 de ostași români luați prizonieri și duși în Siberia. Considerați prizonieri, deși au depus armele și nu au mai făcut nicio rezistență. În aceste condiții de haos și neliniște pentru soarta viitoare a României, singura voce ce a luat atitudine fermă anticomunistă și a întrezărit consecințele fatale ale acestei prăbușiri a fost vocea comandantului Horea Sima, care în 26 august 1944 la Radio Donau a citit un comunicat de continuare a luptei necondiționate împotriva comunismului. Nu era nicio continuare alături de germani, era o continuare a luptei anticomuniste. Actul în sine s-a pierdut scriptic în vâltoarea evenimentelor ce au urmat creierii guvernului de la Viena și după aceea armatei naționale care au luptat pe Oder, cum zicea și domnul profesor Lupu, fiind trimiși pe Oder și au luptat până în ultimele zile ale războiului contra bolșevismului. Citirea acestui act de către Horea Sima a dat o speranță, licărire, că indiferent de situația internațională, lupta contra comunismului continuă și trebuie să continue. Mulți români, nu numai legionari, ci oameni simpli, au plecat atunci spre Viena, refugindu-se din calea furiei roșii. Dau doar câteva nume, care s-au găsit după aceea în istoriografia legionară a exilului românesc și au avut o mare contribuție în lupta anticomunistă. Domnul Călvărăsăn Ion, care a fost în Canada, Statele Unite, domnul Nicolae Roșca, care a fost și în detașamentele de la Sărata, domnul Dan Boghiu, sigur care mai trăiește din Consiliul Politic al Mișcării Legionare al Horea Sima, și sibianul nostru Nicu Iancu Păltinișanu, precum și foarte mulți alții. Anii de după război au însemnat pentru exilul legionar ani de zbuciu, chinuri, deplasări și mutări continue în încercarea de a stabiliza oameni și comunități românești anticomuniste într-o Europa devastată de război. Așa a început reorganizarea în centre și comunități românești în Italia, Franța, Statele Unite, Germania, Austria. Din păcate și ceilalți refugiați de alte orientări politice, militari, funcționari, au realizat în acești ani, 1944-1948, că previziunea mișcării legionare din Interbel a fost corectă, nu numai prin vocea lui Horea Sima la Radio Donau, ci mai ales prin prorocirea capitanului Corneliu Zera Codreanu, care dăduse semnalul de alarmă la ce poate însemna bolșevizarea, adică satanizarea României. Asta a însemnat. Exilul s-a organizat greu, dar s-a organizat în centre de ajutorare, în centre culturale, organe de presă, în special legionari. Au existat și alte comitete naționale, cu un discurs demagogic, fără fapte notabile, și combatere a comunismului în lume. Este o realitate evidentă, nu numai procentual strict matematic,
și mai ales prin oratoria, fapte, că Mișcarea Legionară a fost prima în lupta exilului. Mergând pe tematicile dezbătute în presa și lupta exilului, situația refugiaților, organizarea exilului, suferința din lagăre și din închisori, lupte armate din munți, ne vom face o părere despre realistă despre universul luptei anticomuniste din exil. Lupta exilului legionar a continuat și prin colaborarea cu NATO, un subiect foarte ocolit astăzi, cu ajutorul avioanelor cărora s-au făcut parașutările peste cortina de fier, urmate de niște acțiuni anticomuniste deosebite ale parașutaților și ale personalului de sprijin, urmate de sigur de măsurile represive pe măsură, sute de ani de închisoare, execuții și traume deosebite, cum s-a pomenit și aici, și nu trebuie să uităm acest lucru, traume deosebite pentru familiile luptătorilor pentru libertate românească. Lupta exilului s-a împletit permanent de lupta din munți, lupta din închisori, în anii în care în Europa de Est era părăsită în brațe Rusiei sovietice prin pacte coexistențialiste, cum se numeau în anii 60, 70 până în 80. Suntem aici să punctăm și să luăm aminte pentru generațiile viitoare la lupta și jertfa generațiilor din exil, din închisori, din munți, precum și a familiilor lor care au suferit în confruntarea cu comunismul. Astăzi avem în față lupta cu comunismul sub alte forme. Avem corectitudinea politică și marxismul cultural care ne vine din vest, precum și panslavismul, panortodoxia rusă și euroasianismul din est, chiar dacă nu convin la mulți și aceste forme pe care se încearcă să tulbure din nou așezarea creștinească a României, atât prin atacuri directe la neam, familie, credință, cât și prin anumite diversiuni pe care le vedem cu ochii noștri și false probleme naționale și false organizații naționaliste care trag spre acel euroasianism sau pan-ortodoxie rusă. Având ca exemplu rezistența de după 1944 și milioanele de jertfe ale comunismului ateu, trebuie să continuăm această luptă pe toate formele culturale și informaționale, precum și creștine, pentru existența și supraviețuirea neamului românesc. Mulțumesc! Da. Îi mulțumim lui Sorin Olaru. Sorin Olaru face de câțiva ani o operă privată de cercetare a exilului românesc. A scos deja câteva volume și este pe cale să mai, poate anul viitor, să ne mai prezinte un volum privitor la viața culturală a exilului, cu informații extrem de interesante și foarte puțin cunoscute societății românești de astăzi. Pentru că și în exil, emigrația românească, diaspora românească, a avut o sumă de acțiuni, dintre care foarte puține sunt bine cunoscute. Îi rog acum pe domnul profesor Marian Cojoc de la Constanța și pe domnul cercetător Corneliu Ciucanu de la Iași să vină. Va începe domnul profesor Cojoc și va urma apoi domnul. Haideți aici. Nu l-am zărit pe domnul profesor Cojoc. Poftim? Nu știu cum zărit pe domnul profesor Cojoc. Dacă vreți invocat. Dacă vreți invocat. Intenția era sigur să mă raportez la sergeant comunicat al domnului Obrescu și anume punctarea celor repere naționale identitare, convingătoare, sperăm, pentru ceea ce însemna mișcarea de rezistență în ansamblu și, în particular, sigur, spațiul pentru spațiul românesc dintre Dunăre și Mare,
spune-o reprezentativ ca specificitate. Încrâncenarea profesorului Ciucean, bun, dragului meu director de institut, ne-a dat și legitimație în 94, deci mai sunt 23, deci sunt cu toate analizele la zi de membru colaborator al institutului. Un institut care, notați-mi aici, nu se există foarte mult asupra aspectului, domnul Bacu a amintit misiunea asta de volume, eu pot să vă spun cu exactitate, cred că sunt 146, între care valul de cinste, iată, din acest val al enciclopediei regimului comunist românesc. Sunt o voce și eu, repetată, să zic, în trei dintre aparițiile respective, de fapt, dintre cinci voci, punctează exact, dacă vreți, figurile emblematice ale rezistenței anticomuniste armate din spațiul dobrogean, cu Stăriță Bogu și, în mod deosebit, micul Nicolae Fudulea. Lista este, sigur, amplă, nu vreau să intru acum din fiecare dintre cele șase loturi recunoscute ca atare. Dar, în acest, să zicem, areal al exprimării, spun eu, libere și bine facem că nu ne raportăm întotdeauna strictul sensul la ceea ce înseamnă litera și, mă rog, chiar spiritul documentului, profesorul Ciuceanu și vreau să vă mulțumesc pentru onoarea de a fi iată în poză alături de domnia sa, din nou împreună cu foarte mulți ani. Motivul pentru care eu n-am mai revenit în acest spațiu a fost că a trebuit să-mi îngrijesc mama foarte bolnavă, tata a trebuit să întreprind și se întreba chiar profesorul Ciuceanu la aniversarea celor 90 de ani de viață anul trecut, nu? Pe unde am dispărut și mi-a și dat atunci Ialtei Cald din România Liberă, momentul apropiat prezentării activității institutului. Este un institut care, vreau să vă spun că, prin tot ce a publicat, la care, să zicem, corpus de volume la care cu referire adăugăm cele peste 100 de numere din arhivele totalitarism. Adică, așa arătau, primele numere au fost albe, un alb, așa au arătat ulterior, nicio legătură, sper că cum a, așa, ideea. 96, 97, 98. Exact momentul le-am adus că atunci am început să public eu la domnia sa. Dar acum, gândiți-vă că a reușit prin acest efort foarte bine gândit să convingă conducerea Serviciului Român de Informații de atunci să ne permită unui număr, cred că 10 am fost domnul profesor, nu? De a accesa, de a intra în arhivele fostei securități. Culmea e că am fost foarte bine primit, cel puțin în cazul meu, nu mi-au spus decât să aduc hârtie de Xerox pentru că nu au. În rest, ne-au dat voie să publicăm, să extragem tot ce. Mai puțin notele informative, asta a fost o chestie, și angajamentele. Și la finalul discuției cu colonelul de cum am povestit atunci, nici o problemă a scris de mână. Dar, evident, e o altă discuție ca să puteți pe partea asta mai dedicată. Efortul, da, care este magistral, a acoperit întreaga România. Nu există zonă în care s-a luptat și s-a murit pentru țara asta, în care, să zicem, să nu există un volum dedicat ca atare. Apropiat, efortul ăsta al nostru, pentru spațiul european, s-a concretizat în această carte, scrisă mănânt, mult din deținții politici de la mine, îmi spunea, știți, nu puteam să mărim. Nu zic că banii și au fost, am vorbit cu profesorul Ciuceanu și mi-a spus așa. Mai ne-a invitat comandă. Înseamnă că se duce nu, dar cât sunt aici? 400 și de bani. Vreau să spun că în 2000 facem ca o paranteză, a venit dumneavoastră, cum i-am zis atunci, în glumă, cu 3 exemplare ediție Princeps. Era mai groasă, că era scritura, hârtia mai bună și așa mai departe. Concluzia este că ceea ce a realizat profesorul Ciuceanu, nu, dacă vreți, are un rau acest ceea ce, cu ceea ce au scris și celelalte instituții în aceste interlacuri. Sigur că avea darul ăsta să și a avut și la în continuare, dar la lângă domnulea sa, nume ușor. Și mi-am dat aminte de simpozioanul de Europa de Băiată. Pentru că la un moment dat, când vorbim despre povestea asta a, să zicem, implicării slash non-implicării,
comunicării Occidentului, lăsând deoparte povestea, sigur, reală, din cauza a parașutărilor respective. Dar Robert Kipling, unul dintre marii politologi, a spus, trebuie să înțelegem, sau să înțelegem, că aranjamentele Yalta au fost menite tocmai pentru a stabiliza situația. Puțin ne-a păsat, și o spun cu suflet ridicat, de durerea noastră națională, de țară ocupată până în 58, nu cumva anul 1958. Și puțin le pasă. Am mai spus profesorul Corvin Alineau, un lucru iarăși important vis-a-vis de nebunia asta a globalizării în sine și a păstrării. Uniunea a început să vină. Trebuie să recunoaștem după 90-92 arăta, să zicem, ofertant. De la Atlantic, la tema de statură din Iun, Mărit Verșen, publica acel volum și ne spunea că cele 30 ceva de națiuni trebuie să se simtă foarte bine în acest stare, că fiecare își are propria sa identitate acolo, că totul este în ordine. Nici pe departe. Mai mult, cel care a urmat doamna Iversia, nu vorbim de Margaret Thatcher, nu? John Major spunea că așa, 12 entități care erau atunci, 12 entități, ceea ce înseamnă 12 entități. Nu se pune cu noastră în alte politici publice, astăzi nu mai e așa. Și acest lucru, cred că la un sonă putem dezvolta oricând în acest aspect. Bun. Ceea ce să mai spun legat de acest aspect este că am primit, deci, a zice că ce mă plăi, ce mi-am propus eu una, o să încheie cu bine de și a rezultat că se da ceva ascultându-vă și nu numai, și economia de timp ne lucrurile în acest aspect. Totuși sunt profesor din 1984. Doar 7 ani a fost între universitate, restul mediu universitar, dar se mai sunt hârșit în regă. Domnul Ciucanu și nu ce aminte de prezența mea la Iași, alături de profesorul Zahir, să iasă, iarăși cum am văzut. Am pomenit de Europa II Alta, ce a fost simpozioană de la Slavov, în 96, atunci am fost prezent acolo, atunci profesor Ciucanu m-a așezat într-un microbus și ce știi cine este în spate? Ion Gantă. O, bă, da. Un imens. Și la copii și la copii. Când am început să vorbesc, mi-aș vorbesc mai calm la început. Nu prea s-a auzit. Mai tare, mai tare. Când mi-am dat după, a fost tot copii. După care zice, mai rar. Băi, presiunea la timpul și așa mai rar. Bun. La intrare, frumos așezate acele poziții de fotografii, de cărți. Dar m-am gândit la un aspect, banii, toți sunt ușoare. Așa erau posați. Iau de, deci m-a așezat tocmai să convingă că reprezentau fenomenul terorist al momentului. Nimic mai, să zicem, convingător, calitatea aceasta de banii. I-a zis ce zicem eroi sau reactori. Cum a zice de asemenea, închinați creștinul ortodox, aproape la un sol. Spuneați, în statul grandă se vedea că în locul noastră sunt și în alte etnie. Și aici e foarte interesant, la un moment dat, să spune, tot așa, apropo de colegii copilului, nu? În 96 i-am și creat la folositoare de ministrale și fi implicat. Și atunci am rămas cu această funcție să încerc, nu? Filiala la Constanța, Partidul Liberal Creștin. Și dormeam liniștit acasă, zisese alegerile, 96 și spune profesorul Ciucanu. Băi, ce faci cu fii? Păi, unde să fii? Băi, te ești pe poziția a treia. Scosesem noi atunci în 2 săptămâni de, să zicem, tratare politic, un număr mare de voturi pentru 2 afișe puse, unul pe Valea Cortului și la Universitate, dar mai l-am dat așa, că noi avem o problemă și cu legea asta, apropo de mișcarea din la sine și mă dorim de aia să trăie. Sunt în situația așa de a simplifica ceea ce doresc. Altfel spus, după atâția șapte ani, ceea ce convinge până la urmă e, să zicem, seria asta de documente publice. Este seria de memorii. Este neîndoinic seria de sinteze autentice. Toate la o dată înseamnă ceva. În mai ce spunea, dar trebuie și citite. Da, chiar profesorul nu s-a pus în la un nu foarte de mult, dar spune că nu este să aduce în pornire. N-am lucrat cu o în dreptate, nu dorim cantitative, masificări,
un demnul care se impune este recitirea istoriei. Noi cred că ne întoarcem să vedem la perioadă și spunem și vorbim și de studenții mei care nu mai citesc și mai vezi și mai. Cred că din nou, hai să o citim, să o recitim și apoi să o ducem interpretările. Să ne ducem la scanarea cântarului de lor. Asta nu e că s-au publicat. Ne relevă un adevăr indubitabil și unul, dacă vreți, nebănuit până la urmă, cel puțin pentru spate la care vreau să fac referire. Adică această primă, să zicem, dimensiune identitară a românității slash a României balcanice. Vreau să spun că analiza ca atare a documentelor este cam de cum se numește spate, indică o vasă majoritate a românității balcanice, a celor ce vreau orientat rămâne în zonă. Este un motiv clar de adaptare, ca să spunem mai întrebări de până acum și dacă vom scoate în măsura cu o ediție, aceasta va fi piesa de, zicem, rezistență de interpretare și de documentare. Spun acest lucru pentru că multe dintre ideile dori a fi expuse, raportate la, dar de ce să-i activ? Au avut niște oameni cu arme care au făcut, au tras, au făcut, dar oamenii ăștia erau închinați unei credințe și credința aceea avea binele suprem categoric asupra de ceea ce își ia în urmă. Deci, nu e în cauza. În ianuarie 2016, prezent la Constanța, a fost un moment mai delicat. Știm că Stolval venise povestea legii, știm că noi, profesorii, nu prea mai aveam voie să ne pronunțăm, că însemna că facem propaganda în 2015. Știm că fusese deja primit răspunsul de la Curtea e corectă și când va face, e definitivă. Însă, atunci a fost o treabă interesantă pentru că am prezentat în succesiune caracteristicile acestea multe identitare și nu numai ale mișcării de existență. Vorbim la un moment dat de un document apărut atenție în iunie 1948 al cercetaselor Comandului Ionescu, ce se regăsește aici, și care vorbea cam în acești termeni. Mișcarea de rezistență are în ea în ceea ce are mai mult românismul care a. M-am oprit aici pe expozeu pentru că la următoarea întâlnire, la cel puțin Congresul în Constanța, nu? Acolo am continuat documentul. Nu înseamnă că am falsificat prin omisiune, ci am completat, nu? Prin alta tare, dând mai departe imaginea, în sensul că această mișcare ce are tot ce are mai bun în ea românismul ca atare, urmează linia fostei mișcări legionare. Domnule profesor, domnule profesor, mai colegi, ca atare de cercetare, onorat autor, vă mulțumesc pentru că și șerul de școli. Presiune e fantastică. Lumea de jos este, zicem, saturat de impactul informațiilor. Mulțumesc, domnule profesor Marian Coșoc de la Constanța. Într-adevăr, rezistența dobrogeană e un episod particular și spectaculos, aș spune, al luptei de rezistență. Iar ce a realizat acolo Gogu Puiu, frații Fudulea, ceilalți, mai ales a români implicați în lupta de rezistență, e cam acolo, cam ce a realizat Simona Halep acum câteva zile. Un extraordinar exemplu de dăruire și de putere în slujba neamului. Sigur, nu scrie toată presa, știu foarte puțin despre Gogu Puiu sau despre frații Fudulea, dar lupta și jertfa lor și mai ales capacitatea lor de a aduna foarte mulți săteni ai Dobrogei în această rețea de rezistență
merită mai mult decât să rămână în coperțile unor cărți. Merită să fie citit de cât mai mulți dintre noi. Pentru că sunt convins că fiecăruia dintre cei care l-au cunoscut pe Ion Gavrilă sau măcar l-au văzut în episoadele din Memorialul Durerii sau cu alte ocazii, fie pe rețele de socializare, fie la televiziune, fie în alte părți, le este dor de câteva cuvinte din partea lui Ion Gavrilă. Am pregătit o mică bucată video. Eu vă mulțumesc pentru participare și vedem un film de un set de oră 20 de minute. Te rog, Florin. Înainte de a încheia prima secțiune, să zic așa, manifestării de astăzi, a simpozionului, pentru că l-am împărțit, fiind foarte obositor să stăm 5-6 ore aici, atunci am considerat că, ca și anii trecut, să acordăm prima parte a primul calcul îl dedicăm comunicărilor susținute de istorici și de cercetători, urmând ca în partea a doua să ascultăm mărturii ale luptătorilor anticomuniști și ale foștilor deținuți politici, din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai puțini în mod valid printre noi, astfel încât deja de anii trecuți am început să-i chemăm să-și spună câte ceva din poveștile lor și pe urmașii direcți ai luptătorilor anticomuniști, pentru că la rândul lor aceștia au suferit și au trăit adevărate drame, de multe ori comparabile cu ale celor pe care nu i-au văzut și despre care nu au știut nimic ani mulți, ani îndelungați, adică ale înaintașilor lor. Și sunt prezenți aici o serie de urmași, de luptători anticomuniști, și o să-i chemăm după această. Acum noi ne-am gândit să prezentăm un video de circa 30 de minute, din care o parte reprezintă o reconstituire cinematografică a episodului diversiunii create de securitate în 1951, dacă nu mă înșel, în Valea Zârnii, episod relatat în primul capitol din din memoriile lui Ion Gavrilă Oboranu. Cel cu Botrești, nu? Da, da. Este un episod interesant pentru că prima parte, deși este o mică parte din filmul Portretul luptătorului la tinerețe, care reconstituie destul de fidel acest episod, urmând apoi relatarea lui Ion Gavrilă Oboranu, o înregistrare făcută la nu mulți ani după Revoluție și care se află în arhiva personală a lui Coriolan Baciu și acum se află și în arhiva Fundației Ion Gavrilă Oboranu. Și o să comparăm un pic cum este făcută reconstituirea și cum relatează Ion Gavrilă Oboranu. Înainte de asta aș vrea să vă spun că vreau ca astăzi, în partea a doua, și chiar dacă este nevoie și după masa de seară care va avea cei care au masă la mănăstire, care s-au înscris pe listă, au la ora 18:30 masa, vrem să rămânem și să-l ascultăm pe domnul profesor Radu Ciocean. Pentru că nu de multe ori avem șansa să avem în mijlocul nostru un martor al istoriei, un martor al un participant, așa cum spunea Coriolan Bașu, la rezistența efectivă armată împotriva comunismului. Mai ales că domnia sa este și unul din cei care au trecut prin iadul reeducărilor de la Pitești. Și aș vrea ca noi, ca dumneavoastră în special, să-i punem întrebări. Și o să vă rog și pe cei de la etaj să veniți jos, în partea a doua, acum în această jumătate de oră. Deci, domnul profesor, nu o să scăpați prea repede de noi, pentru că, și încă ceva vreau să mai spun, tot ceea ce s-a vorbit azi și ceea ce intervențiile fiecăruia dintre dumneavoastră, segmentate pe calupuri, vor fi prezentate pe internet. Astfel încât fiecare intervenție, fiecare comunicare va putea fi vizionată pe rețelele de socializare sau pe YouTube, astfel ca în felul ăsta cât mai mulți oameni să poată vedea, să se poată bucura de comunicările care au fost susținute aici. Deci 30-40 maxim de minute de video. Cine
Pentru unii poate să fie și o pauză de țigară, este la latitudinea fiecăruia. Deci, în câteva momente, vom